Anunțul făcut chiar de Nadia Comăneci despre Simona Halep. Calvarul cazului de dopaj nu s-a terminat pentru tenismenă, va merge la Londra. Nadia Comăneci a făcut o serie de declarații despre situația Simonei Halep și despre ce se va întâmpla cu sportiva în perioada imediat următoare. Calvarul nu s-a terminat pentru Simona Halep. În luna septembrie a anului trecut, tenismena a fost testată pozitiv cu o substanță interzisă, fiind suspendată provizoriu pentru dopaj. Motiv pentru care de luni bune aceasta nu a mai putut participa la niciun turneu. Urmează însă să ajungă din nou la tribunalul din Londra, acolo unde va încerca să își susțină nevinovăția. În acest sens, chiar Nadia Comăneci a făcut o serie de declarații despre situația tenismenci, mărturisind că este convinsă că totul se va sfârși cu bine. Din ce știu, va merge la Londra, la această înfățișare. Mă bucur că poate să vorbească despre ceea ce este important pentru ea să sperăm că acest lucru se va închide ca să-și vadă și ea de viață și de carieră. Nu comentez ce este normal, Simona e un om extraordinar, sunt sigură că va ieși bine la sfârșit, a spus Nadia Comăneci la sosirea în țară pentru Sport Pro.